Salut, Andrei, și în video ăsta o să vedeți un pic cum m-am mai rugat pentru cineva care a fost la noi săptămâna asta, weekendul ăsta, ca să fie botezat în apă, pentru că o studiat singur și a văzut că trebuie să fie botezat în numele lui Isus și nu a vrut să se boteze altfel, a zis că așa trebuie și așa știe și atunci, na, foarte bine, eu m-am bucurat. Dumnezeu l-a eliberat, i-a dat liniște. Și a avut un răspuns care, după mine, e cel mai bun răspuns care poate să aibă cineva după ce se botează în apă. O zis că, da, acum sunt păcat, că, deci nu o simțu, nu nimic, acum sunt păcat, că știu că trebuia să fac asta. Și a avut pace, și a avut liniște, și a fost super fain. În fine, ne-am rugat imediat după ce a fost în apă, după ce a ieșit din apă. Era și fratele meu acolo, el călătorește mult, dar când e pe aici, pune mâna rapid și facem Dumnezeu și prin el lucruri faine. Ne-am rugat împreună și au început să simtă anumite chestii și mi-am dat seama că mai trebuia să ne mai rugăm. În fine, am venit până la noi acasă și după aia ne-am mai rugat în continuare și a început Dumnezeu să ne arate tot felul de lucruri. Avea și probleme și cu picioarele, dar diferență mare. M-a întrebat cineva recent de ce mă rog pentru asta. Îți dezaxează, da, deci se dezaxează spatele, zic așa, nu știu cum zic, pelvisul nu stă drept și îți afectează coloana vertebrală și poate să fie tot felul de complicații de acolo. Și, na, sunt momente când pur și simplu crește piciorul, cresc oasele, deci am văzut și asta, când s-au întins oasele. Sunt momente, de exemplu, cum a fost la mine, eu am avut ligamentele slăbite la genunchiul stâng, da? Deci am avut probleme cu meniscul, da? Deci știu că, nu mai știu când exact, dar eram mic, eram prin clasa a 10-a, am fost la ortoped sau cum îi zice ăsta cu picioarele și mi-a zis că să nu mai mă joc fotbal, să nu mai joc nimic, să nu mai fac sport pentru că pot să ducă la operație. Deci am avut probleme mari. Și asta a fost primul picior, să zic așa, care l-am văzut crescând. Dar nu a fost crescând, n-a fost egalizat pentru că s-a rugat Sorina, ne-am uitat pe internet și am zis, na, simțeam că e adevărat, dar am zis, trebuie să văd. Și m-am pus în pat și am zis la Sorina, na, uite-te. Și am văzut că piciorul stânga meu era mai lung și am zis, na, roagă-te să crească dreptul. Și ne-am rugat și nu s-a întâmplat nimic și atunci mi-a venit mie că piciorul stâng e prea lung, a meu. Și am zis la Sorina, na, zi piciorul stâng să scadă, să se facă egal cât al alt. Și atunci, în momentul ăla, am simțit la genunchi, așa cum mi s-o constrâns așa genunchiul, mi s-o tras și mi s-o tras piciorul stâng, mi s-au făcut egale și nici n-am mai avut probleme cu spatele după aia. În fine, deci asta așa ca mică paranteză. Ne-am mai rugat pentru nervi la spate, tot pentru cam ce a fost și data trecută în video care l-am pus îndemult cu vindecare, tot cam același lucru, văd că tot mai întâlnit asta. Și plus că mai avea niște două vertebre tasate în partea de sus, că a avut un accident. Așa, și acolo o trebuit vindecare. Și mai avea la gât aici, în zona asta, și avea blesteme de vrăjitorie, de control, de manipulare, de tot felul de astea. Și în timp ce mă rugam, m-a întrebat, i-am zis mai multe lucruri și că atunci când am luat mâna așa în aer și i-am zis ca să nu creadă că e de la mine, ca să-i crească credința și lui, ca să-l ajute pe el. Și na, de mult la creștini e nevoie. Deci despre asta vreau să vorbesc un pic înainte, de aia am făcut introducerea asta. Și i-am zis ca să nu creadă că e căldura de la mâna mea sau ceva. Și atunci am luat mâna la distanță ca să curgă puterea de la Duhul Sfânt așa. Și au zis că da, că mai întreabă credință, că nu știu exact cum. Și atunci am explicat un pic care e treaba cu credința, n-o să auziți acolo, adică cu vindecarea. Și în momentul ăla pur și simplu am simțit că o crezut el. Da? Deci am simțit că o crezut el pentru că parcă s-o tras din mine afară. Așa un val de putere mai mare și atunci s-o accelerat, să zic așa, vindecarea, au fost mai repede. Și atunci mi-am dat seama că cumva credința lui, am mai pățit asta, dar chiar așa odată la același om pentru care mă rog, nu, am mai pățit din cauza că erau mai mulți creștini, eu să nu fiu neapărat în toate apele, să zic așa, ca și expres, să nu fiu exact unde trebuie, dar credința altora, nu știu cum zic eu, cerea la Dumnezeu putere din mine mai mare și mă gândeam, și mi-a zis Dumnezeu de mai multe ori, asta e credința lor, trage puterea afară din tine mai multă. Și exact așa s-a întâmplat și acum. Și nu-i SF-ul, asta e și în Biblie, Iisus zice că am simțit o putere cu a ieșit din mine când femeia au pus mâna pe el. În credință ei au pus mâna pe el și au simțit Iisus putere cu a ieșit din el fără să facă el absolut nimic. Da? Deci cine zice că nu trebuie să simți deloc,
Acolo zice că Iisus o simți. Da? Deci Iisus o simți puterea că o ieși din el. Deci nu zic că trebuie să simți sau dacă nu simți nimic, nu se întâmplă nimic. Dar eu sunt convins că poți să ajungi la un anumit punct și la un anumit nivel în care îmbini puterea cu darul ăsta de cunoaștere și de revelație și de a vedea și de a simți și de a se deschide profetic lucrurile astea și poți să simți și să vezi chiar și așa mai departe. Și e fain că se îmbină toate și e mult mai util. Dar asta cu timpul. La început nici eu n-am simțit mai nimic. N-am, na, cred că prima instanță care am văzut-o în care oamenii au simțit ceva când am pus eu mâna pe ei, Puterea Duhului Sfânt. Probabil că s-o mai uita lumele, poate o să pun link la sfârșit el. Cum am început să caut și cum a început Dumnezeu să-mi arate lucrurile astea. În fine, deci asta am vrut să zic. Am vrut să zic că a fost o experiența asta a fost faină și am vrut să punctez pe ea. Nu trebuie ca cei pentru care te rogi să aibă credință, dar ajută. Da? Deci nu trebuie. E vorba de credința celui care se roagă. Da? Deci dacă eu am credința, Dumnezeu face. Da? Deci cel care are credința activează, să zic așa, puterea lui Dumnezeu prin credința lui. Dacă cel care, primește rugăciunea nu are credință, asta e altă problemă. Da? Deci de aia zic, nu contează neapărat credința celui pentru care te rogi. N-am video în care să vorbesc așa mai mult de anumite chestii despre rugăciune, despre vindecare, dar poate o să fac recent, acum în timpul ăsta apropiat, să vorbesc niște lucruri despre vindecare și cum funcționează anumite lucruri și să ajute, pentru că am videouri așa despre vindecare și poate e nevoie să mai dau niște, așa, niște pac-pac-pac. În fine, prin videourile care îs cu vindecare și așa în general am mai tot vorbit la anumite lucruri, numai poate le iau un pic ca și le pun la un loc ca să ajute mai tare cine vrea și cine, de fapt, toată lumea ar vrea, dar în fine, să se apuce și să lase pe Dumnezeu să lucreze prin el, că nu e, deci chiar e atât de simplu, deci câteodată când îmi realizeam și eu cât e de simplu, eram, na, ok, nu mai are rost să mai fug după minuni, pur și simplu, că la început fugeam după ele pentru că vreau să văd, nu știu ce, după aia mi-am dat seama că stai că nu stai așa, nu merge chiar așa. În fine, sper să binecuvinteze și să încurajeze și să dea motivație să, da, să slujim pe Dumnezeu și să ajutăm pe oameni. În numele Iisus fiți binecuvântați! Simți ceva? Pic așa, căldură, dar nu știu. Peste tot așa sau numai în anumite zone? Așa un pic. Pe umeri? Da. Pe gât, că e control acolo. Ai mai de la religie și de la asta. Ce s-a zis tot ce a fost. Dar eu te văd altfel acum pe tine, nu știu dacă îți dai seama tu. Se vede pe tine că ești altfel un pic. Să vă mulțumesc pentru vizionare!
Te-ai uitat-o? Nu, adică când m-a durat pe ceva, nu puteam să cum spun la ceva. A, da. Da, că la fel că moară, să vedem. E ceva diferent. Nu îmi face să vedem. Nu știu. N-am mai simți durere, ceva? Aici, în spate? Da. Aici am mai simțit un pic și acolo un pic. Mm-hmm. Trebuie tot. În numele Iisus Hristos, toată durerea, de și afară toată. De aici și de aici, în numele Iisus Hristos, trebuie să pleci. Trebuie să fii restaurat complet. Tendoanele eliberate complet. Tendoanele oase, ligamente, cartilage, mușchi. Vindecați complet sângele lui Iisus Hristos din cap până în picioare. Cum? E mai liber acum piciorul, așa? E mai așa. Trebuie să mai cum iau. Aici trebuie mai puțin un pic sus. E mai bine atenție. Sau e la fel? Un pic mai bine, poate zic. Mai bine un pic. Mai strice, mă. E undeva așa, un pic zăpăt. În numele nostru Hristos, ieși afară durerea acum. Îți vine așa, pur și simplu? Să faci așa? Da. Că am văzut pe tutorii. Îmi plăsea în tutorii pe așa. Da. Și simțeai că ți-era mai bine? Aici, de aici, nu? Că de aici te ține. Da. Așa e. Cam toată parcă o țin de aici. Și încă o simți? Nu, adică e bine? Nu, lăsat-o. Mai bine. În mijloc? Da, cu unde mă simt. În spate? Da, aici. Și în gât? Aici? Acum simt așa, pe aici. Acolo. E așa, e tensionat. Nu-i ca două. Simți. Exact, sunt două gheare. Pe două, nu? Zici că... Așa două mâini te țin, așa, nu? Eu, când mi s-a întâmplat ceva, ziceai că ca și cum mi-a ieșit ceva, două aripi sau ceva de genul, așa simțeam odată. Acum? Sau mai altă dată? Altă dată, dar nu era. Și acum zici că mă ține ceva, adică... Așa două mâini cu ghiare, așa le văd. Și ce? Vrăjitorii. Prin toate blestele, adică de mic am fost blestemat pentru la mama e... De bunica? Da. Asta care e baptistă acum? Cealaltă? Păi... Ai văzut video-ul meu cu blestemele? Nu mă știu. Nu știu. Bine. Deci zice că Iisus pe cruce s-a făcut blestem pentru noi. Deci, toate blestemele care sunt pe noi, îți bate de Iisus. Pe lemn. Deci trebuie să crezi asta. Și zici? Zici, Doamne Iisuse, Doamne Iisuse, mulțumesc că ai luat toate blestemele, ai plătit pentru ele. Că ai luat toate blestemele și ai plătit pentru ele. Cu sângele tău, sunt eliberat sunt eliberat și spalat și spalat
Rupe toate blestemele de pe mine. Rupe toate blestemele. În numele lui Iisus Hristos. În numele lui Iisus Hristos. Amin. Toate blestemele de vrăjitori în numele lui Iisus Hristos. Nu mai aveți niciun drept aici, o făptură nouă, ființă nouă. O lăsat totul. Și nu mai vreau, nu mai acceptăm nimic. Nu mai e același om. Toate blestemele nu mai au nicio putere. Pentru că e mort. Tată Sfânt, pentru eliberare totală în numele Iisus. Acum. Și în Iisus îți rupte toate. Că intrăm în generația Lui, nu mai avem generația. Nu mai avem nimic generațional de la nimeni. Că suntem în generația Lui acum. Suntem unii moștenitori ai împărăției. Fie Lui Dumnezeu. Iisus e fratele nostru mai mare. Și cum a fost El, așa suntem și noi acum. Și de aia nu mai avem nicio problemă. Și trebuie să nu acceptăm. Când vin, îți aduci aminte, zici, Doamne, nu mai am niciun blestem, nu mai am nimic generațional. Totul se libera în Tine. Nu mai ai nicio legătură sufletească, nimeni nimic. Atâta tot numai să-ți golești camera ta, casa nu poți că nu e a ta, la camera ta care știi că e a ta, lucrurile care sunt posesia ta și mai ai chestii de ortodoxie de asta, de îmbrățări, de icoane, de nu știu, medalioane, de ce o fi, cărțulii, orice, tot ce e împătat de religie, așa, aruncă-le, curăță-te. Ce știi că ai de la, dacă cumva ai vreo haină sau ceva de la străbunica ta asta care e de-o blestemată asta. Da, ea avea un jurătul de... Cum e? Simți tot căldura? Da. Parcă s-a mai... M-a lăsat așa. M-a lăsat bine. Nu mai mă doare așa aici. Da, mai simți da, mai pic. Simți puțin, da. Un pic, dar simt așa căldura. Că mai lucrează? Da, ceva. Păi lucrează, da. O să lucreze, o să se termine tot. Acolo cum ai? Acolo s-o dus așa aici, nu? S-o strâns aici. Aici, aici. Aha, da, mai e aici, aici mușcă, aici mușcă ursul. Ursul vrăjitor e... În numele lui Iisus, aromatis. În pe cap. În pe cap. Da, se simte așa. Nu știu cum se simte. Ca și cum ar curge o apă caldă sau ceva de genul. Ca și mai sta în apă termală. Da. Nu fii atent, uite, că nu te mai ating. Stau așa cu mâna în aer ca să vină așa. Ca să nu te ating, să nu crezi că e de la mâna mea. Nu, știu că e la Dumnezeu. Știi, dar n-a zic asta. Na, așa, ca să-ți fie și ție mai... Îți creștești ție credința mea așa, mai la da, creștere. Dar asta cu credința, cum să o măresc, adică mă rog. Deci tu trebuie să accepti, asta e credința, să accepti. E adevărat, așa zice Dumnezeu, înseamnă că așa trebuie să fie. Iisus a plătit. Iisus putea să moară pe cruce și să ne mântuie pe toți. Dar El a fost și jupuit de viu. Putea să nu fie jupuit de viu și să fie mântuiți. Dar a fost jupuit de viu pentru carne, pentru trupul nostru. Zice că prin rănile Lui am fost vindecați, nu prin cruce. Vindecați trup. Deci prin rănile Lui, El a plătit asta și vrea să fim vindecați. De ce? Pentru că suntem mult mai utili dacă suntem sănătoși. Nu? Adică cine vrea un muncitor care e șchiopul, orb și așa, dar nu ai nevoie, da, nu vreau zic rău nimic pe nimeni, dar ești mult mai util și ca soldat, nu? Răniții stau la ăsta și aia nu mai ia buni, apți, merg la